We will talk about combined treatment. Combined treatment is facelift, neck lipolite, liposuction, and the rest of the system like Syneron ELOS devices. Facelift is recorded 6 amount cosmetic surgery. This is due to the American Society, and we know we have a problem with facelift because we don't only want to reposition all the skin. We want to make the skin to look shine. And here it was my objective. We want to evaluate clinical outcome of post-neck laser liposuction. And this is the system on my right. We took 20 females as our in our study. The study began at 2009 and it ended about 18 months later. And this is the age of the patient, and we have a lot of treatment. Most of, if not all, except one, had lipolite neck liposuction, and the rest has, of course, facelift, blepharoplasty, and so on. Let's talk a little bit about the system, the lipolite. I'm sure that my old friend and colleague, Radu Jakan, which is most experience with this device, we'll tell you about his experience later. But this is a neodym YAG laser. It's with a wavelength of 1064 nanometers. Why we use lipo laser? Because if you are going to doctors all over the world, they say, why do we need lipo laser? Because we have an experience of about almost 30 years of liposuction without lasers. And I'm telling them, you are doing great job with or without laser, but the laser has its own advantages. And what is the advantages? We have less bleeding, and we have less swelling, and we can control it. And one which is, from my point of view, the most important, we know that everybody can do liposuction, but liposuction has its own problem. And one of the problem is the irregularities. And we can control the irregularities if we are using the lipolite. Why? Why there is irregularities? Because we cannot break the septa between the fat cells without using a heat. Because with the traditional liposuction, we are not breaking the septa. We're just making a suction of the fat. But with this, we can create to heat the septa, to destroy it, and then we have less irregularities. Care sunt avantajele, în schimb, ale lipoaspirației asistată laser? Este mai puțin invazivă, trauma produsă țesuturilor este redusă, pot fi tratate arii cu conturi irregular sau, în plus, care au și laxitate tegumentară. Aici vreau să subliniez, în primul rând, aici este unul dintre cele mai mari avantaje ale lipoaspirației asistată laser. Am reușit să tratez cu el pacienți care au o laxitate care, în mod normal, nu ar fi fost candidați pentru lipoaspirația efectuată clasic din cauza că pielea n-ar fi putut să vină după grăsimea care a fost scoasă, să se contureze pe mușchii din profunzime. Timpul de recuperare este mai rapid, iar efectele secundare sunt minore. În același timp, edemul și sângerarea sunt semnificativ reduse. Componentele sistemului nu insist foarte mult asupra lor, le vedeți, este format dintr-o consolă, aparatul care generează, display-ul de comandă și sursa de lumină laser prin care se transmite energia în țesuturi. Indicațiile sunt aprobate atât de Comunitatea Europeană cât și de FDA. Într-adevăr, este pentru proceduri dermatologice, dar în primul rând este indicat pentru lipoaspirația asistată laser. Există cele două tipuri de mecanisme, mecanic și termic. Într-adevăr, rezistența întâmpinată de țesuturi este semnificativ redusă după folosirea acestei platforme, astfel încât partea clasică de utilizare a canulei este semnificativ redusă și asta și în avantajul meu și în avantajul pacientului, mai ales a pacientului, spun eu. Simt canula care penetrează țesuturile că intră cu o rezistență mult scăzută, ceea ce înseamnă pe care de consecință că și trauma indusă țesuturilor este redusă. Câteva din ariile cele mai frecvente care sunt folosite și mi-aș aduce aminte să mai fac o precizare.
lipoaspirație asistată laser, platforma LipoLite, este recomandată fie de sine stătătoare ca o procedură unică, deci doar simplu pasaj al canulei și livrarea energiei laser în țesutul grăsos poate să producă o topire a grăsimii și o resorție a ei și în consecință o diminuare, dar în același timp poate fi folosită ca și adjuvant la lipoaspirația clasică. Și atunci se conturează cam în mare două categorii de pacienți. Unii cu niște depozite foarte mici care ar beneficia doar de lipoaspirație asistată cu laser și cea a pacienților cu cantități mai mari de grăsimi care beneficiază în continuare de lipoaspirația clasică, dar folosesc lipoaspirația laser ca o precondiționare a grăsimii. Și de fiecare dată am observat persoane la care am scos cantități mari de 3-4 kg litri de grăsime, am observat că recuperarea lor postoperatorii este semnificativ mărită, diminuată în ceea ce privește număr de zile, durerea pe care o relatau pacienții în postoperator. Da, o reprezentare schematică a canulei care livrează energia laser la nivelul grăsimii și câteva scheme preluate, deci este marcarea tegumentului în preoperator cu împărțirea în zonele în care vor fi aplicate, infiltrarea cu soluție anestezică și aici se vede canula cu livrarea energiei în țesutul celular subcutanat. Da? Se observă vârful sondei laser și energia livrată. Da? Și aici energia luminoasă, urmată de lipoaspirația clasică cu o canulă. Din fericire, vă spuneam că precondiționând grăsimea, diametrul canulei clasice cu care se face lipoaspirație este diminuată. Dacă la un abdomen intrăm în mod normal cu canule diametru 3, 4, 5, 6, cu lipoaspirația asistată laser, diametrul canulelor nu depășește 3 mm. Da? Câteva rezultate postoperatorii, un caz cu laxitate care nu beneficia de lipoaspirație clasică, bărbie și câteva poze cu mine în timp ce foloseam această tehnologie. Ca o concluzie a prezentării, distrucția efectivă a grăsimii se poate upgrada conceptul mergând de la lipoaspirație spre un concept de liposculptură, da? Un pic mai evoluat, este sigură și asigură un retur rapid cu minime complicații a pacientului. Spre satisfacția acestuia am făcut, să zic așa, un chestionar fără să fie foarte specific sau fundamental științific, dar niciun pacient nu regreta sau dacă era întrebat dacă ar mai face o dată, ar fi făcut-o. Pe lipoaspirația clasică trebuia să avertizez pacienții înainte că este una dintre cele mai dureroase proceduri.